Și acum hai să vedem pentru ziua de joi 2 septembrie care este energia cărților de tarot. Foarte interesant, pentru această zi de joi în care avem parte de opoziția dintre Marte și Neptun retrograd, a apărut aici Nouăle de Săbii, cartea care ne vorbește despre stres, despre insomnii, despre gânduri negative care nu ne dau pace. Și de ce spun că e interesant? Fiindcă această carte se mulează exact pe părțile cele mai negative ale opoziției dintre Marte și Neptun. Opoziția dintre aceste două planete ne vorbește despre confuzie, despre oameni care sunt foarte protectori, dar devin toxici la un moment dat, despre oameni care sunt foarte critici și care ne demotivează, despre acțiuni sau activități care nu sunt echitabile, despre secrete, despre lucruri care trebuie să fie ascunse și despre sentimentul de vinovăție, de toate aceste emoții negative care ne creează stres, care ne fac să ne simțim rău și care nu ne lasă să dormim noaptea. Prin urmare, aveți foarte mare grijă la această zi de joi, pentru că sub acest aspect de opoziție între Marte și Neptun, combinat cu această carte care a ieșit în etalarea zilnică, există un risc foarte, foarte mare să o luați pe o direcție foarte negativă, pe o traiectorie foarte negativistă, foarte pesimistă, să vă băgați singur în depresie. Singur sau cu ajutorul unor binevoitori, cu ghilimele de rigoare. Partea pozitivă este că soluția sau antidotul pentru aceste riscuri ni-l dă însăși opoziția dintre Marte și Neptun. Ce ne poate ajuta în această zi? Ce ne poate ajuta să evităm stresul, să evităm insomniile, să evităm toate aceste sentimente negative? Păi, atunci când îi ajutăm pe cei din jurul nostru, atunci când ne dăm seama că sunt oameni în această lume care o duc mai rău decât noi și când ne petrecem timpul încercând să-i ajutăm pe cei mai defavorizați decât noi, lăsăm la o parte grijile noastre, lăsăm la o parte stresul nostru și prin faptul că facem niște acte de caritate, că ne consumăm timpul și energia să-i ajutăm pe ceilalți, ne elevăm și nouă vibrația. Atunci când ascultăm muzică sau când ne uităm la un tablou frumos care ne inspiră sau la orice operă artistică care ne inspiră, că e vorba de o poezie, o carte, un film, indiferent ce vă inspiră, ce vă ridică energia, toate aceste lucruri sunt foarte bune pentru noi astăzi. Toate aceste lucruri o să ne ajute să evităm riscurile negative ale acestei zile. Prin urmare, în această zi de joi, încercați să îi ajutați pe oamenii din jurul vostru. Atunci când simțiți că stresul vă copleșește, ascultați o melodie care vă relaxează. Uitați-vă la un serial sau la un film care vă relaxează. Dacă aveți înclinații artistice, scrieți o poezie. Pictați un tablou, faceți ceva ca să vă degajați de acest stres și ca să evitați acest potențial atât de negativ al zilei și al energiilor planetare. De asemenea, vreau să vă atrag atenția că această zi de joi nu este momentul în care să consumați alcool. Feriți-vă de alcool, feriți-vă de droguri, de medicamente, de orice fel, bineînțeles cu excepția tratamentelor care v-au fost prescrise de medic. Nu vă prescrieți singur tratamente, nu luați medicamente după ureche și nu exagerați cu alcoolul, pentru că lucrurile nu o să iasă bine. Dacă v-a plăcut această interpretare și vreți să vedeți mai multe etalări de tarot pregătite de mine, vă aștept pe canalul meu de YouTube, unde am pregătit pentru voi etalări lunare și anuale pe zodii, precum și etalări de tip alege o carte și, foarte special, niște etalări în care răspund foarte concret, foarte pe scurt, foarte rapid la întrebări clare și concrete. Dacă aveți întrebări suplimentare față de cele la care am oferit deja răspuns prin etalări de tarot, vă rog să-mi lăsați aceste întrebări în comentarii și o să mă inspir din ele atunci când o să pregătesc următoarele etalări
fulger, etalări de urgență. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem și în videourile următoare. Pa, pa!